Președintele țării Igor Dodon și premierul Ion Chico au venit cu mai multe explicații despre starea de urgență anunțată. Primul lucru pe care l-au menționat demnitarii este că, în funcție de evoluția pandemiei la nivel mondial, termenul de 60 de zile stabilit ieri de Parlament ar putea fi redus. Igor Dodon și premierul Ion Chico au venit cu un apel către populație și mediul de afaceri să respecte toate regulile impuse. De asemenea, statul va susține companiile care vor înregistra pierderi în urma crizei. Conducerea țării precizează că instituirea stării de urgență permite autorităților să întreprindă rapid măsurile necesare, dar nu prevede restricții sau acțiuni decât cele stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale. Șeful statului a declarat pe o rețea de socializare că orice speculație în această privință este pasibilă de atragere la răspundere, iar orice decizie autorităților publice, inclusiv locale, care depășește limitele stabilite, este ilegală. Printre cele mai importante măsuri impuse sunt sistarea până în 1 aprilie a activității de comerț pentru mai multe întreprinderi, în afară de magazinele alimentare, farmacii și benzinării, închiderea piețelor și localurilor. De asemenea, este sistat traficul aerian din și spre țara. Oficialii mai susțin că în urma epidemiei de coronavirus, care afectează economiile naționale, statul va veni cu măsuri fiscale și stimulatorii prin care va sprijini agenții economici. Vor fi relaxate politicile de creditare și va fi amânat termenul de plată a impozitului pe venit. Totodată, dacă până vineri 20 martie se va constata o diminuare a numărului de cazuri înregistrate de COVID-19, unele decizii ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică vor fi revăzute, în special în privința activității unităților de comerț cu amănuntul.